Femeile prind din ce în ce mai mult curaj, iar meserile care până de curând erau considerate potrivite bărbaților au fost alese mai nou și de către femei. Curaj a avut și Daniela Teișanu, care este șofer pe o auto specială pentru colectarea gunoiului în cadrul Rare Sud. Aceasta reușește cu o mașină de mare tonaj să facă slalom printre spațiile restrânse dintre blocuri sau prin parcări foarte mici, unde se regăsesc platformele de gunoi. De 3 luni este șofer pe mașina de gunoi după ce a reușit să obțină permisul auto de profesionist. A fost o pasiune, o provocare, în același timp pasiunea asta s-a transformat ușor, ușor într-o meserie. Lucrez de 3 luni de zile, permisul ca profesionist îl dețin de 5 luni de zile, la RER de 3 luni de zile sunt angajată ca șofer. Daniela Teișanu are 2 copii și, înainte de a deveni șoferiță pe mașina de gunoi, a lucrat la o firmă de ambalaje. La un moment dat a decis că are nevoie de un serviciu mai bun și a decis să devină șofer profesionist. Bineînțeles că în primele zile de lucru, glumele și vorbele la adresa sa, venite din partea colegilor, bărbaților sau a oamenilor de pe stradă, nu au fost tocmai încurajatoare. Părerile sunt împărțite, sunt și cu păreri preconcepute, sunt și care apreciază lucrul acesta și pe oraș. Am întâlnit persoane care apreciază ceea ce fac, sunt persoane care încep să se închine când mă văd la volan. Bun, și cum le-a, ce le-a zis? Păi nu, deci sunt... Mai bună decât un șofer? E mai atent? Eu zic, deci părerea mea, nu pot... Deci sunt și bărbați buni, sunt și femei care pot să facă la fel de bine ca bărbații lucrul acesta. Curajul, determinarea și siguranța de sine sunt esențiale atunci când o femeie se află la volanul unei auto speciale. Toate la un loc fac din profesia pe care a îmbrățișat-o brățară de aur. Aleile înguste și labirintice dintre blocuri, garnisite cu mașini mici și pline de copii care aleargă, sunt provocarea din fiecare zi a Danielei Teișanu. Se poate spune, pe bună dreptate, că este deschizătoare de drum într-o ramură a meseriei de șofer profesionist, dedicată exclusiv bărbaților. După 3 luni de muncă la Rare Sud, colegii Danielei au început să o privească cu alți ochi. Dacă în primele zile nu erau încrezători în abilitățile ei de șofer, acum se declară în siguranță. Ca de prima dată trebuie, mai are un pic până să mai învață, mai durează. Adică, ca nou, vă dați seama. Ca femeie să meargă bine așa, merge până acum. Sunteți mulțumiți, nu? Da. Foarte bun, mă refer ca șoferiță, da, cum se descurcă, merge bine, mulțumesc lui Dumnezeu, n-am avut incidente cât am muncit cu ea niciodată. Dar în prima zi v-a fost teamă? Un pic așa? Da, după ce am văzut că se descurcă foarte bine și ne-am învățat cu dânsa. Din datele pe care le deține Rare Sud, Daniela Teișanu este singura șoferiță de auto specială de gunoi din țară.